În Mehedinți, 50.000 de pensionari au venituri mai mici de 3.000 de lei pe lună. Luna aceasta, ei vor primi a doua tranșă a sprijinului guvernamental pentru această categorie de persoane. Conform Casei Județene de Pensii Mehedinți, plățile curente se vor face până pe 15 octombrie. Din luna octombrie, pensionarii cu venituri lunare mai mici de 3.000 de lei vor primi diferențiat ajutor financiar. Este vorba despre a doua tranșă de bani de care vor beneficia în Mehedinți aproximativ 50.000 de pensionari. În această perioadă, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 1.000 de lei, cei cu venituri între 1.501 leu și 2.000 de lei vor primi 800 de lei, în timp ce pensionarii cu venituri între 2.001 leu și 3.000 de lei vor primi 600 de lei. În conformitate cu reglementările, aceste sume sunt acordate în două tranșe egale, prima tranșă fiind deja distribuită în luna ianuarie. Plățile curente se vor face între 1 și 15 ale lunii octombrie la domiciliul beneficiarilor. Plata prin conturi curente sau conturi de card se va face începând din 14 octombrie sau din prima zi lucrătoare care urmează datei de 14, dacă această zi este nelucrătoare. Sunt beneficiari care declară că aceste ajutoare nu sunt suficiente, având în vedere sumele infime pe care le primesc în fiecare lună. Sunt necesare, mai ales că marea majoritate au sub 3.000 de lei. Și minimul pe economie la ora asta e 300 de la 1 octombrie. Nu fac față. Da, niciun caz n-au cum să facă față, vă dați seama. E foarte greu. Să ne dea pensiile care trebuie. Să vă mărească pensiile. Am muncit 35 de ani într-o fabrică, textile, ture de noapte, și am o pensie de 1780. Și colega mea, cu acești ani de muncă, are 2700. Unde sunt inechitățile? Foarte necesar. Credeți că ar trebui luate și alte măsuri în ceea ce privește pensiile oamenilor? Păi ar trebui, că pensiile sunt foarte mici. Oamenii, mai ales la țară, sunt săraci, la oraș la fel, nu pot să plătească cheltuielile și, într-adevăr, ar trebui mărite pensiile. Asta e o mizerie, aruncă, dezamăgesc oamenii ca să... Ar trebui mărite pensiile? Bineînțeles. Nu va ajunge aceste ajutoare? La 44 de ani, 11 luni și 23 de zile, să ai 16.500 pensie. Pensionarii cu venituri între 1.000 și 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei care au o pensie cuprinsă între 1.500 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar cei care au venituri între 2.000 și 3.000 de lei vor primi în plus 300 de lei, ce reprezintă a doua tranșă a sprijinului financiar oferit de guvern.